Ai fă-ne o poză de grup. Acum, Dragoș, mă auzi? E un grup organizat. Dragoș. O poză de grup. Ala e. Dragoș. Iar au trecut cele 7 secunde? Da, da. Mulțumesc din suflet. Bună seara. Așa cum bine știți, am avut o ședință a Comitetului Executiv Național PSD, în care am adoptat unele decizii, pe care, bineînțeles, că le știți. A fost o discuție lungă, serioasă, cu foarte multe lucruri spuse, profundă chiar, în care s-a discutat foarte deschis, nu contondent, dar foarte deschis. Și în final s-a supus la vot propunerea ca primul ministru să demisioneze. O hotărâre adoptată cu 60 de voturi pentru, 4 abțineri, 4 voturi împotrivă și Mihai Tudose, care nu a votat. La începutul ședinței, Mihai Tudose a spus că dacă Comitetul Executiv Național îi va cere să demisioneze, o va face, așa cum a spus atunci când a fost investit. De asemenea, am hotărât tot în seara asta, ca mâine la ora 11, colegii să revină în Comitetul Executiv Național pentru a avea loc o discuție deschisă, transparentă și lungă, dacă e nevoie, pentru a se discuta propuneri de nominalizare, propuneri pentru a face propunerea de prim-ministru, ca la curând, în așa fel încât, după această discuție, să avem cât mai puține motive să ne temem că vom mai ajunge în a treia oară în situația în care am ajuns astăzi. Întrebări. Cu ce a greșit premierul Mihai Tudose de s-a ajuns la retragerea sprijinului politic și ulterior la demisie? Au fost mai multe reproșuri, nu le pot reproduce pe toate aici, că ar însemna să mai stăm 5 ore. Concluzia generală a fost că nu se mai poate continua așa, pentru că există o stare conflictuală între partid și guvern, cât și în interiorul guvernului. S-au referit colegii la ultimele apariții televizate. Există o nemulțumire în rândul membrilor de partid legată de faptul că așteptau cu toții ca noul an să înceapă cu niște prezentări ale unui bilanț al anului 2017, al guvernării și reprezentarea măsurilor care trebuie luate în 2018 pentru români, cele din programul de guvernare. Și în schimb au văzut apariții televizate care nu trebuiau să fie. În sensul că genul ăsta de declarații publice trebuie să fie făcute în Comitetul Executiv Național, adică chestiuni legate de relația cu unii miniștri sau alte relații sau alte subiecte, trebuie discutate în interiorul partidului și după ce se iau deciziile, se comunică. Și s-a creat o stare de tensiune care a tot crescut în ultima perioadă. De asemenea, după părerea mea, cred că au contribuit și unii colegi de-ai mei, care i-am lăsat în ultima săptămână să producă scrisori, să producă postări în care să-și pună puncte de vedere. Asta și o avalanșă de puncte de vedere elaborate, mai mult, mai puțin, chestiuni care trebuiau discutate în partid și toate lucrurile astea au escaladat. Și s-a ajuns în situația în care 60 de colegi au spus că în mod realist vorbind, nu mai putem avea garanția că peste o lună
luni de zile sau peste 3 săptămâni sau peste 2 luni de zile nu vom ajunge tot în aceeași situație, pentru că am mai trecut prin această situație în octombrie, tot în urma unei emisiuni televizate în care s-a referit la două colegi de ale noastre. Și au fost mult mai multe lucruri spuse, dar, repet, nu neapărat pe un ton colegial, dar pe un ton așezat, adică nu au fost certuri în interior. Probabil că o să apară în zilele următoare foarte rău. Domnule președinte, cu ce le garantați românilor că peste 6 luni nu ajungeți să vă schimbați un nou guvern și să ținem așa eventual până în 2020, la 6 luni PSD să vină cu un nou premier, cu un nou guvern, cu o nouă echipă? Am discutat asta. Se pare că eu am o mână foarte proastă. Și nu numai în ceea ce privește propunerile de premier, ci încă cel puțin 10 cazuri în ultimii ani. Și atunci le-am spus colegilor mei astăzi că eu nu voi face nicio propunere. Prima dată la Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai, cum? Știu, după au votat-o. A doua oară, la Mihai Tudose, am avut discuție cu fiecare membru din Comitetul Executiv în parte. Pe cine ar vede, pe cine ar vede, care ar fi variantele. Și după această discuție cu fiecare parte, s-a conturat această propunere pe care am făcut-o eu. Mâine va fi exact cum v-am spus. Eu nu voi face nicio propunere, le-am spus. Eu voi vota propunerea care iese din dezbatere, dar îmi voi și asuma acest vot. Pentru că au fost câțiva colegi care au votat împotriva lui Mihai Tudose, au ținut în vară și care acum susțineau asta și care reproșeau că au votat în necunoștință de cauză. Eu n-am propus un om necunoscut în partid. Dar eu voi asuma votul pe care îl voi da mâine, după ce se vor discuta mai multe propuneri. Și am încurajat să se gândească bine seara asta, noaptea asta, singur sau să se consulte între ei. Și mâine le-am spus că stăm aici la Comitetul Executiv Național, până iese cu moară. Dumneavoastră veți participa la această ședință? Da. Și prin vot? Categoric. Se va spune la vot mai multe variante de premier? Nu știu cum se va întâmpla mâine. Sigur vor fi mai multe variante în discuție. Sigur vor fi mai multe variante în discuție. Te-am spus că trebuie să învățăm ceva. Fiecare variantă va trebui să fie toată pe toate părți. Fiecare să spună ce știe, fiecare să spună dacă în viziunea lui există vreun risc la vreun coleg care acum e în regulă. Și dacă ajunge în acea funcție, poate rezista la manipulări, la presiuni, la minciunile de care a fost înconjurat Mihai Tudose și probabil Sorin Grindeanu. Astea toate trebuie discutate, pentru că poate eu cunosc un om parțial și zic că cunosc foarte bine, dar poate altcineva îl cunoaște mult mai bine. Și invers. Și cred că mâine va fi o discuție foarte serioasă. Ajungeți din nou la președintele Klaus Iohannis. Credeți că va mai accepta o a treia propunere din partea PSD-ALDE? Și o a doua întrebare, când veți avea o discuție cu Călin Popescu Tărician sau dacă deja ați avut una cu tine? Trebuie să fiu realist și corect și să spun că sunt absolut convins că președintele Iohannis nu e fericit de situația în care am ajuns. Și asta ne-o asumăm. Dar în același timp, cred că președintele Iohannis, cum arăta până acum, așa cum arăta până acum, va respecta Constituția și va ține cont de o majoritate care va susține propunerea pe care noi o facem. Și a doua întrebare? Când discutați dacă urmează să discutați cu cei din alții? Am discutat cu domnul Călătorescu. L-ați informat sau? Ia, deja am discutat. O să se întoarcă. Mâine am înțeles și o să ne vedem. Garantați faptul că nu se va ajunge și a treia oară în această situație? Vom garanta cu toții.
Încă o întrebare legată de discuția de astăzi din comitet. Ați discutat și tema ministrului de interne, subiectul legat de Carmen Dan, demisia care a fost cerută. Până la urmă, s-au lămurit de ce s-a cerut acea demisie, de ce nu a venit acea demisie din partea ministrului și dacă ar fi trebuit să facă totuși un pas în spate? S-a discutat și acest subiect. A vorbit și Mihai Tudose, a vorbit și Carmen Dan. Fața colegilor. Ce s-a spus? Colegii au spus că nu. Se va merge dacă mai departe cu acele demiteri din Ministerul de Interne pe care le cerea Carmen Dan? În urma discuțiilor, s-a ajuns la concluzia aceasta? Nu, nu s-a discutat asta pentru că până la urmă de la nu eram eu de acord de la asta. Nu eram eu de acord să discutăm un cutit executiv național dacă un șef de poliție se schimbă sau nu. Categoric nu, nu e o chestiune politică. Chestiunea politică s-a discutat, politic vorbind, despre modul cum a fost gestionată public. Gestionarea publică acest subiect s-a discutat, nu foarte mult, dar s-a discutat destul de mult cu cutit executiv național. Și nu numai este, s-a discutat și în țară. Ar mai fi fost Mihai Tudose? Următorul cabinet va avea aceea structură ca cel pe care l-a condus Mihai Tudose sau se face de acum acea restructurare pe care se pare că o dorea unii din PSD? Ca și structură, după părerea mea, nu trebuie schimbată structura. Carmen Dan rămâne ministru și în viitorul guvern? Comitetul executiv va decide. Și dacă premierul Mihai Tudose n-ar fi insistat cu această schimbare a lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, ar mai fi fost premier în continuare? Iertați-mă, dacă și cu parcă... Președintele spunea că dacă se schimbă un nou premier, își va pune semnul de întrebare dacă PSD-ul mai poate guverna. Domnule Liviu Dragnea, ce le transmiteți românilor? S-a discutat în această ședință CEX despre efectul pe care această decizie îl are asupra românilor, cursul euro de mâine. Cum afectează această decizie din PSD românul? S-a discutat foarte serios despre asta, pentru că de la asta am plecat în discuție. Concluzia majorității mari care a votat a fost că, continuând în această, în această formulă, punem sub semnul întrebării modul de funcționare a guvernului. De la asta s-a plecat. În această formulă, care totuși s-ar putea să se repete și în următorul guvern. Așa cum la Sorin Grindeanu, au fost aceiași miniștri care au preluat același portofoliu, în mare parte. Deci, să înțelegem. Am acest vorbit guvern... că rămâne aceeași structură. Da, structură. Comitetul executiv va hotărâ. Eu am reproșat astăzi, n-am nominalizat deocamdată astăzi, pentru că era târziu, unor miniștri faptul că au plimbat minciuna dintr-o parte în alta, în ultimele luni de zile. Și am avertizat pe toți că așa ceva nu vom mai accepta. De asemenea, am rugat pe colegii mei să facă un efort și să înțeleagă că a fost suficientă această perioadă de declarații publice și păreri pro și contra, scrisori, propuneri făcute public înainte să se discute în interiorul structurilor statutare ale partidului. Și sper să țină cont de asta, pentru că nu vom mai fi acceptat. Cine a venit în propunerea de premier la președinte? Spuneați că nu veți mai călca piciorul la Palatul Cotroceni. Haideți să facem check-ul de mâine și vedem. Domnule Dragnea, ați spus că ați avut mână proastă în ultimii ani atunci când a trebuit să luați decizii. Totuși, dacă tot ați avut mână proastă, nu vă gândiți să plecați din fruntea partidului? Să mai iau eu pe mine. Demisionați din funcția de președinte al partidului. Nu m-am gândit. Dar dumneavoastră nu vă asumați nicio vină pentru situația din acest moment? Mi-am asumat-o pe cea mai mare. Am spus-o și în CEX. Cum v-ați care asumat? Care ar fi aceea? Că am avut o greșeală, am făcut o greșeală atunci când am făcut această propunere după consultare. Ați vă simțit responsabil pentru această situație? Știu, asta deocamdată hotărăște partidul. Nu știu dacă voi aveți vormă, este hotărâța asta. Ca președinte al partidului care a câștigat alegerile cu un scor istoric,
faptul că acest partid și-a dat jos de două ori guvernul, nu vă apasă niciun fel? Apasă foarte mult, dar mă interesează dincolo de ceea ce trebuie să promovați dumneavoastră și vă înțeleg. Faptul că pe noi ne interesează, în primul rând, cu toate presiune și cu toate sincopele politice, programul de guvernare să fie pus în practică. Până acum am reușit să-l punem în practică. Sperăm să-l punem în continuare în practică. Aceste sincope n-am împreunat până la în practica programului de guvernare? A, da, putea să fie pus mai ușor. Da, a fost pus. Și nu e împreunat tocmai de faptul că vă tot dați jos guvernele? Ați repetat de 5 ori. Dacă este o altă întrebare, nu. Dumneavoastră personal, ce-i reproșat lui Mihai Tudose? Că spuneți că le-a făcut penale pe colegele dumneavoastră. Asta e reproșat și dumneavoastră personal. În perioada următoare, cine va face evaluarea actualilor miniștri pentru a vedea dacă rămân sau nu rămân? Comitetul Executiv Național. Comitetul Executiv Național. Cu ei de față. Și în funcție de această evaluare se va lua și decizia cine rămâne și cine nu în cabinet? Categoric. Dumneavoastră aveți nemulțumiri în legătură cu vreun ministru din actualul cabinet? Da. Cu ce v-am mințit, domnule Dragnea? În legătură cu scandalul din Ministerul de Interne sau în legătură cu activitatea din ministerele lor? Da. Din ministerele lor. Din ministerele lor. Și aș mai avea o întrebare, dacă îmi permiteți. Domnul Tudose spunea la plecare că s-a dat jos din Trabant și este din nou prietenul dumneavoastră. Dumneavoastră, cum îl vedeți pe domnul Tudose în perioada următoare? La fel. Cum? La fel ca în ultimele câteva săptămâni? Sau la fel ca... Sunt absolut sigur că să am cu Mihai Tudose exact relația pe care am avut-o înainte să ajungă pe el. Dar ce l-a schimbat în astea 7 luni? Sau cine? Nu știu. Spunea și domnia sa că... Nu știu tot. Relația cu dumneavoastră e bună după ce nu mai e premier. Dar ce știți? Ce... O să tot discutăm despre asta. Colegilor mei le-am spus despre un personaj veninos dintr-o instituție românească care a făcut foarte mult rău și face în continuare foarte mult rău. Poate că dacă nu le spuneți acum, va face același lucru și cu viitorul prim-ministru. Nu o să mai putem. Ce v-a incomodat Mihai Tudose în contextul legilor justiției? V-a incomodat Mihai Tudose în acest context? Nu, pentru că noi le-am votat în Parlament. Au fost și câteva reproșuri. Neapărat reproșuri. Mulți colegi au avut senzația că s-a delimitat de ele. Eu nu am avut senzația asta. Ați spus mai devreme dublă comandă? Considerați că a avut dublă comandă Mihai Tudose, așa cum s-a vehiculat? Asta este una din minciunile unor miniștri. Asta este una din minciunile unor miniștri. A căror miniștri? O să-i mai vedeți. Minciunile au fost propagate între dumneavoastră și premier sau da. De ei în spațiu public? Între noi doi. Ați spus mai devreme o situație comunicare președinte de partid, premier, foarte bună? Ba da, dar n-a fost complet. Ați spus mai devreme că premierul Mihai Tudose a fost manipulat. Spuneți-ne și cine l-a manipulat. Eu n-am spus că a fost manipulat. A fost țintă, orice premier este ținta unor manipulări. Fiecare rezistă în funcție de construcția interioară, de structura lui. Vom vedea în curând o schimbare la vârful unei instituții despre care vorbiți să facem... Nu cred, nu cred. Că nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă pentru că acum ne luăm măsuri de siguranță serioasă. Dar despre ce instituție e vorba? Ne puteți spune? E un serviciu secret? Este din domeniul justiției, din administrație? E foarte important. Știu că e foarte important, dar eu asigur că nu plec din țară. Nu vreau să spun acum. Îl veți schimba din funcție? Nu, pentru că nu vreau să vă spun acum. Nu plec din țară și mai am un motiv. Dacă vă spun tot, de mâine nu mai mă căutați și vreau să mai apar la televizor. Da, a fost o perioadă în care n-am mai ieșit. Să fiți sigur că vă căutăm, dar... Și dumneavoastră. E... Bun, cei doi ultima, cei ultima doi, întrebare. Cei doi miniștri... Și să-i din următoarea structură. Domnule, v-am spus că asta va hotărî Comitetul Executiv Național. Dincolo de acest vot din cadrul Comitetului Executiv Național, au fost foarte multe voci, inclusiv din conducerea partidului din PPN, care v-au criticat și în ședință și public prin anumite postări pe Facebook, inclusiv miniștri. Nu... Cum vede? Mircea Titus Dobre a fost unul dintre cei care l-au susținut pe premierul Mihai Tudose. Gabriel Petrea. Pe... Cu domnul Gabriel Petrea am o mică nelămurire, pentru că când mă apropiam de sediu, m-a sunat și mi-a spus să nu care cumva să înțeleg
că acea postare a fost împotriva mea. Deci, niște organizații de tineri din țară sau dezis de declarația pe care a... Aproape toate. Deci am înțeles de la președinții județeni de tineret, au fost demulțumiți pentru că a fost publicată acea a doua scrisoare, după cea a domnului Bădălău, fără acordul lor, vorbindu-se în numele lor. Asta am înțeles că i-a deranjat. Bună, întrebarea e, ce faceți cu aceste voci? Cum puteți să lucrați cu oameni care v-au criticat? Doamne, iartă, foarte bine. Cum să dumneavoastră nu vă reproșați nimic, domnule președinte. Nu, categorii nu, o să-i simulăm. Dacă toți s-au apucat de astea, de scris, și și-au descoperit un talent, este foarte bine. Nimeni n-a criticat conținutul acelor scrisori. Și faptul că a fost făcute public, și a spus ce să mai discutăm în interior, pentru că deja se discută în public. Domnule președinte. Nu duce asta. Domnule președinte. Nu, doamnă, cine mai vrea să aibă tensiuni în partid, nu o să le mai aibă. Domnule președinte, după episodul Grindeanu, înainte de desemnarea domnului Tudose, au fost mai multe nume cu care ați discutat personal, printre care Ilia Olguța Vasilescu, doamna Carmen Dan. Dintre cei cu care s-a discutat atunci pentru funcția de prim-ministru, se regăsesc pe lista scurtă pentru o nominalizare? Foarte bună întrebare. Nu va fi nicio listă scurtă. Le-am spus colegilor mei, nu există liste scurte. Cine are propuneri și idei, pe masă și discutați la vedere. Spuneați despre cei doi miniștri care... În acest moment, președintele executiv, domnul Bădălău. Au fost colegii. Este relația dumneavoastră în acest moment cu președintele executiv, domnul Bădălău? Din partea mea e aceeași. Am și gândit foarte mult. Stăm la aceeași masă, unul lângă altul și chiar am gândit. Și cu domnul Baianu? Nu am stat la aceeași masă. Dar care au fost în ultima perioadă, au fost în președinte al Partidului Social Democrat, domnul Adrian Năstase, a comentat acest lucru cu scrisoarea, cu abordările pe care le-au făcut. Eu n-am vorbit cu domnul Adrian Năstase ca să știu dacă s-a consultat sau nu. Știu, dar eu neavând confirmarea de la domnul ăsta, să nu-mi permit să comentez lucrul ăsta. Sancțiuni pentru cei care au alimentat acest conflict între dumneavoastră, sancțiuni pentru cei care au alimentat acest conflict între dumneavoastră și domnul Tudose, vor fi? Pentru cei din guvern, probabil că nu se vor mai regăsi. Probabil. Doar din guvern au fost aceștia? Da, nu discutăm de sancțiuni acum. Gata, chiar am plecat, vă mulțumesc. Că sunt doi miniștri cărora li s-au propus să preia Partidul Social Democrat. Este momentul în care ne veți spune cine sunt aceia? N-au ieșit public. Eu sunt... Unul din ei a tot vorbit în județe în ultima perioadă și a vorbit și ieri și azi cu colegii. Mâine veți stabili întregul cabinet sau doar numele premierului? Mâine veți stabili întregul cabinet? Mâine doar numele premierului. Cred că nu o să fie cinci. Pentru alegeri anticipate, PSD e pregătit? Noi suntem pregătiți de alegeri oricând, dar nu cred că se gândește președintele la asta. Pentru... E foarte posibil. E foarte posibil. La revedere. De ce să înțeleagă românii că sub domnia dumneavoastră PSD nu poate să guverneze mai mult de 6 luni cu aproximație? Dur. La revedere, o seară bună. Ce a câștigat doamna președinte în seara asta? Domnule președinte, nu dacă știți întrebarea la mine, știți care va fi singurul premier oficial pe teritoriul României mâine? Da, îmi zic eu când trebuie. În Japonia. Vor mai fi și alții și nu știm. La revedere, seară bună. Aveți grijă, am înțeles că ninge mult în noaptea asta. Premier.